Biblioteca Județeană Alexandru Dobescu din Călăraș a organizat pe tot parcursul zilei de 15 ianuarie evenimente dedicate luceafărului poeziei românești Mihai Eminescu la 170 de ani de la nașterea acestuia. Astăzi de ziua culturii și la 170 de ani, la 170 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu. Dacă o luăm cu toții să ne uităm în istoricul nostru personal, dăm lui Eminescu pentru că în școală l-am învățat și chiar am dat examene pe tot ce a dăruit Mihai Eminescu poporului român și nouă ca persoane și personalități care am reușit în viață. Trebuie să mulțumesc inițiativei pe care a avut-o domnul fost primar Nicolae Dragu, președintele Asociației Culturii Românii de Cina Maria. Mulțumesc, domnule președinte, că ați reușit astăzi să ne mobilizăm și să depunem o groază de tot celui care a fost poetul național Mihai Eminescu. Pentru toate lucrurile, să le spunem, bune ale noastre, ale românilor, cred că cea mai îndreptățită e cea care conduce Biblioteca Județeană Alexandru Dobescu, doamna director Enciu Marilena, să ne introducă în atmosfera poetului național și zilei culturii românești. Bine ați venit la Biblioteca Județeană. Este cea mai mică, cea mai frumoasă locație a județului, zic eu. Este o locație dată în folosință în octombrie 2019. Acest lucru a fost posibil datorită muncii și sprijinului pe care l-am avut din partea domnului Dumnezeuță. Trebuie să spun acest lucru pentru că noi am fost pritregiți ani la rând. Am avut niște locații nu tocmai bune pentru desfășurarea unor astfel de activități. Tocmai pentru acest lucru aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre ce înseamnă Ziua Culturii Naționale. Este o sărbătoare națională care are loc anual în România, pe data de 15 ianuarie, cu scopul de a promova cultura și arta. A fost aleasă ca Ziua Culturii Naționale pentru că reprezintă data nașterii poetului național al românilor, Mihai Eminescu, de la cărui naștere se împlinesc astăzi 170 de ani și a fost stabilită prin legea numărul 238, în 7 decembrie 2010. Aș vrea să vă spun un lucru pe care mi l-a transmis Constantin Noica. Prin Eminescu și moștenirea miraculos rămasă de la el, mi s-a făcut un dar, de care n-au avut parte alte culturi, fie și cele mai mari. La scara culturii noastre, funcția lui Eminescu poate fi vie, mai vie decât cea a lui Shakespeare în Anglia sau a lui Goethe în Germania. Căci el nu este un simplu poet, nici un suflet chinuit, ci o conștiință de cultură completă de la deschiderea către matematici pe care abia le cunoștea până la cea către istorie. Acesta a fost Constantin Noica. Avem aici două personalități care l-aș invita pe profesor Voina Gheorghe, un mare iubitor al lui Eminescu și un om care cunoaște foarte bine opera marului poet, să dea cuvântul pe rog. Onorată asistență prezentă la aceste privinte în ziua de 15 ianuarie 2020,
se împlinesc 170 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, acelui mai mare poet dintre poeții neamului românesc, poet național, luceafărul liricii și în aceeași măsură a filozofiei, publicist desăvârșit, figură luminoasă, legendară, reper fundamental în istoria neamului românesc. Ziua de 15 ianuarie este ziua culturii naționale, ca semn de mare prețuire și admirație pentru mare nostru poet național, Mihai Eminescu. Aniversând 170 de ani de la nașterea marelui poet, am să recit în prima audiție și într-o manieră alertă, pe durata câteva minute, două poezii din creația în proprie și două poezii din lirica eminesciană. Prima poezie am intitulat-o Reflexii filozofice și o dedic memoriei marelui nostru poet național, Mihai Eminescu. A doua poezie am intitulat-o Stele și o dedic umanității. Din lirica eminesciană am selectat poezia Revedere și o rămâi. Reflexii filozofice. Te-ai născut precum Prometeu, ai ajuns copac foarte greu. Tu pe mine m-ai cunoscut când încă nu eram născut. Te-ai născut că nu eram fiindcă ești fiul lui Adam. Știu acest adevăr fiindcă mi-ești măr. Ai ascultat scârțâitul stelelor și a lunii, din osii pline cu polul stelar. Ai urmărit marele car în mersul lui grăbit către asfințit. Ai numărat secundele, cărțuind minutele, orele trecând în zbor spre întinsul viitor. De atunci au trecut mii de minute care pentru tine sunt ani. Tu ai rămas la suflet orfan. Strigi intens din coajă de copac, jur că ești dac. Stele, 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 roi de stele, ne uităm vrăjiți la ele, enigmatic ne zâmbesc din întinsul univers. Ochiul nostru reșe tot la luminii stelelor, neputând să izvorască, e clădit ca să primească. Dă-ne, Doamne, o putere să ajungem până la stele. Scoate-ne din timp finit, trece-ne în infinit. Dă putere minții noastre să cuprindă peste astre enigmatica trăire și regretul despărțirii. Poate atunci vom înțelege taina marilor mistere. Cine suntem și ce vrem și încotro ne îndreptăm. Mintea noastră cea umană este precum o castană, zămizlită din murire, limitată în gândire. Revedere! Codrule, codruțule, ce mai faci, drăguțule? Că de când te-am văzut, multă vreme a trecut și de când m-am depărtat, multă lume am umblat. Iar eu face foarte mult, iarna viscorul ascult, crengile rupându-le, apele astupându-le, troienind cărările și gonind cântările. Și mai fac ce fac de mult, vara doina o ascult, pe cărare spre izvor, ce le-am dat cu tuturor. Umplându-și cofeile, mi-o cântă femeile. Codurile cu râuri line, vremea trece, vremea vine, tu din tânăr precumești, tot mereu întinerești. Ce mi-i vremea când de veacuri stele în scânteie pe lacuri și de vremea rea sau bună vântul bate frunza în sună și de vremea bună rea mie îmi curge Dumnărea. Numai omul călător pe pământ trecător, iar noi locului ne ținem cum am fost, așa rămânem. Marea și cu râurile, lumea cu pustiurile, luna și cu soarele, codrul cu izvoarele. O rămâi, o rămâi, rămâi la mine, te iubesc atât de mult, ale tale e dorul toate, numai eu știu să le ascult. Înăuntru în întuneric, te-a salmului prins, ce se uită adânc în apă, cu ochii negri și cu minți. Și prin vuietul de valuri, prin mișcarea înaltă ieri, eu te fac să asculti în taină mersul cârtului de șer. Eu te văd răchit de farmec, mângând cu glas domor, în ape străbușire, întinzând piciorul gol.
și privind în lună plină la văpaia de pe lacuri, anii tăi se par ca clipe, clipe duse par ca veacuri. Astfel, diserind pădurea polsă asupra încătinând, șuieram la echemare și-am ieșit încâmbrăzând. Astăzi, chiar de mașini coarce, mă înțelege, nu mai pot. Unde ești copilărie cu plăturea ta cu tot? La mulți ani, Mihai Eminescu, să-ți adormi inimile vreau să mulțumesc toți cei care au pus urmărul astăzi și organizăm acest simpozion. Să știți, l-am definit adot că cei care trebuia să organizeze, să implice mai mult în această organizare, nu au pus urmărul suficient. Dar președintele Consiliului Județean și domnul fost prefect au pus umăr și, într-adevăr, au convocat și câțiva oameni de cultură care au venit, sunt prezenți aici, dar probabil și personalități mari ai orașului, personalități mari ale orașului nostru, care, de-a lungul anilor, au plătit orașul și comunitatea noastră și va permanent. Ce să zic, că astăzi o zi măreață pentru națiunea noastră, română, că pentru că 170 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu, cel care a creat limba modernă a românilor, limba adevărată, limba culturală, să numesc adevărată, fără el n-ar fi limba pură fără Eminescu. Îi mulțumim foarte mult și va rămâne un genul și va fi nemuritor pentru noi și, în primul rând, pentru generațiile care vin. Ne mulțumim și tineretului că a fost alături de astăzi și vreau să fie permanent la toate activitățile care le vom desfășura. Vă mulțumesc! Mă bucur că alături de cei cu dor de Eminescu ne trimitem gândurile către cel care a gândit dincolo de margini, către cel care de dincolo ne-a adus stări și simțiri noi. Alături de cel care ne-a îndreptat către întrebări nepuse. Cineva spunea că în afară de Eminescu totul pe lumea asta, azi și mâine, e aproximativ. Gânduri frumoase pentru cei cu dor de Eminescu, pentru cel care a fost și va rămâne marele nostru om. Mulțumesc! Mulțumesc că ați participat la acest eveniment. Vă invit în continuare să vizionați și să vizitați clădirea bibliotecii. Noi avem în toate spațiile manuscrise și lucrări ale poetului Mihai Eminescu. Nu credeam să învăț a muri vreodată. Unul tânăr, învășurat în mantă, ochii mei înălțam visător la steaua singurătății. Când odată tu răsăriși în cale, suferință tu, dureros de dulce, până în fund băgui voluptatea morții neîndurătoare. Jalnic ard de viu, chinuit ca Nesus, ori ca Hercul învelinat de haine. Focul meu al stinge, nu pot cu toate apele mării. Dar meu propriu vis, mistuit mă vaet, dar meu propriu rug mă topesc în plăcăt. Pot să mă reînviu luminos din el, acasă la Felix, iară ochii tulburători din cale, vino iar în sân, nepăsare tristă, ca să pot muri liniștit pe mine. Mie redău. Intenția noastră este aceea de a vă simți bine în spațiile noastre, nu de a vă umple cu multe informații.
voi face doar o scurtă introducere, după care vă voi prezenta invitații voștri de astăzi. Ziua Culturii Naționale este o sărbătoare națională care are loc anual în România, 15 ianuarie, cu scopul de a promova cultura și arta. A fost aleasă ca Ziua Culturii Naționale întrucât reprezintă data nașterii poetului național al românilor, Mihai Eminescu, de la cărui naștere se împlinesc astăzi 170 de ani. Și a fost stabilită prin legea numărul 238, în 7 decembrie 2010, deci acum 10 ani. Aici, la Călăraș, și în această urbe mică, promovăm valorile naționale și un accent deosebit pe cele locale. Avem valori consacrate și avem oameni care prețuiesc moștenirea primită. Deschidem acest eveniment cu un elev al Colegiului Național Barbu Știrbei, Ștefan Oprea, care ne va bucura auzul cu balada lui Ciprian Părumbescu. Thank you.
mulțumim, Ștefan. Îi avem mereu alături, parteneri de nădejde, Palatul Copiilor Călărași. Astăzi, prin doamna directoare Lavinia Vasile, doamna profesoară Oana Florea și domnul Mireanu, care vor aduce un omagiu lui Mihai Eminescu printr-o interpretare de excepție. La marginea
eveniment au fost Victor Grigore, sunt Victor Grigore și Gini Stănescu, cei care s-au ocupat și preocupat de bunul mers al acestei expoziții. Îi voi ruga să preia frâiele. Vă mulțumim pentru numeroasa prezență și aș vrea să mulțumesc bibliotecii pentru gesturile. Inițial ne-am gândit la un proiect de pictură, dar apoi ne-a venit ideea să invităm și membrii Cenacului Phoenix și diversi artiști pentru a sărbători însă cu mine această zi dedicată culturii și dedicată marelui nostru poet național, Călinescu. Îi dau cuvântul domnului editor Grigore, care are mai multe de spus. E mult mai bine pregătit decât mine în momentul artelor plastice. Bună seara! Este o expoziție pe care am vrea să o repetăm în fiecare an, mă înțeles cu alte lucruri. Să încercăm să formăm un grup de artiști călăreseni, dar și invitați din alte orașe, cum avem și astăzi. Avem doi artiști din București, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici, la secția de artă religioasă. Ce pot să vă mai spun despre lucrările mele sau despre lucrările de aici, în general. Eu am adus astăzi niște lucrări noi care nu au mai fost expuse nici în premieră. Și ceilalți colegi au lucrări noi. Se vede de la an că, datorită expozițiilor organizate în oraș, artiștii cu studii sau fără studii evoluează, au o motivație în plus pentru a picta. Și se vede efortul pe care îl depun în calitatea lucrărilor cu care se prezintă în expoziție. Tehnica lucrărilor este diversă. Ulei pe pânză, culori acrilice pe pânză, tehnici moderne, spray-uri pe pânză, colaje. Avem, pe lângă artiștii care expun de fiecare dată la expozițiile din Călăraș, avem și câțiva mici artiști care sunt la a doua expoziție sau la primele expoziții. Vârsta lor este în jur de 9 ani, 10 ani. Deci au tot timpul să crească și să ne încânte cu viitoarele lucrări pe care le voi realiza. Acum, te rog pe doamna Amelia Dincă, poate vrea să ne spună două cuvinte. Doamna Amelia Dincă, critic de artă, care vine la toate expozițiile pe care le organizăm. Bună seara! Sunt onorată că mă aflu aici, alături de distinșii mei colegi care s-au ocupat de această expoziție, Gini Stănescu și Victor Grigore, și alături de distinși artiști, reprezentanți ai artei călărășene și a invitaților care vin din alte orașe, așa cum ne-am obișnuit, suntem între prieteni, suntem apropiați, ne simțim foarte bine și chiar sunt onorată că în spațiul noi biblioteci au loc aceste expoziții. Spațiul este generos, luminos, frumos, este intim. Suntem foarte fericiți că și astăzi ne întâlnim. Expoziția este foarte frumoasă pentru că spațiul este generos, este diversă. Așa cum a spus Victor Grigore, tehnicile sunt variate și participarea este numeroasă. Acum fiecare artist merită să se acorde atenția binevenită, pentru că fiecare a făcut efort, fiecare are în spate ani de muncă, astfel încât, cu permisiunea dumneavoastră, am să spun cât un cuvânt despre fiecare expozant. Sunt artiști pe care nu-i cunosc și am să îmi cer scuze pentru faptul că nu o să nu o să am poate cuvinte potrivite pentru demersul vizual pe care îl practică.
Cornelul Sudobrogea, pe care îl rog să și vină în față, ca să-l vadă și cei care nu-l cunosc. Este un artist figurativ, un artist care practică și atât caricatura cât și pictura de șevale și este implicat în acțiunile artistice ale orașului nostru, astfel încât de fiecare dată, la fiecare expoziție, vine cu lucrări care să ne impresioneze, care să demonstreze calitățile atât în zona peisajului de loazir, dar și în zona peisajului în care amănuntul se relevă. Ca și caricaturist, Cornelul Sudobrogea este un observator al contemporanității sale, un artist care ia în derâdere cu un umor fin, de fapt, situațiile politice ale timpului său. Apostol Gabriela, să vină aici în față, este o sensibilă practicanta frumosului, este în breasla noastră de curând, deși a participat ca prieten al artelor plastice la numeroase expoziții și o felicit pentru această participare și doresc putere de muncă în continuare. Doamna Laura Culea este una dintre desenatoarele și pictorițele care ne onorează de fiecare dată, iubește peisajul, natura statică și cu multă sensibilitate descrie amănuntul, descrie lumea vegetală, descrie, de fapt, universul interior raportat la emoție, la trăirea directă. Este o artistă care cu multă sensibilitate se dedică frumosului. Carmen Fabel, doamna Laura Culea, este acolo. Carmen Fabel se orientează mai mult spre zona decorativului. Ea practică de mulți ani acest tip de pictură, care este o pictură bazată pe grafisme, pe linia sinuoasă, pe linia aritmată. Suprafețele sunt foarte vibrate și ea controlează foarte bine imaginea, mai ales o imagine bazată pe personaj. Spaniolul, caricaturist Nestor Damaso del Pino, în ultimii ani este un prezent al expozițiilor de la Călăraș, este un caricaturist constructivist. Experiența sa vine din zona arhitecturii, a desenului proiectiv, care îi disciplinează, de fapt, și caricatura. Este un artist de talent și iată că ne onorează și expozițiile pe care noi le deschidem la Călăraș. Pe domnișoara Mihaela Melehat am văzut-o de puține ori în expozițiile preslei noastre, însă de fiecare dată am remarcat sensibilitatea și emoția pe care le transpune în pânzele sale. Iubește foarte mult culoarea și suprafețele sintetice sunt de multe ori punctate cu câte un element. Am reținut că vioara este unul dintre elementele, unul dintre obiectele dragi sufletului care o sensibilizează și îi urmărește emoția direct în raport cu existența sa. Am aici un pseudonim, S.O., are o lucrare abstractă, foarte frumoasă, care pune în evidență pasiunea pentru culoare, pentru suprafața tratată accidental, în culori contrastante, puternice, care relevă, de fapt, preocuparea pentru o zonă a acvaticului și a sensibilității de pline. Florian Mihăilescu este cunoscut nouă, ne este prieten prin faptul că este profesor al Liceului de Artă Nicolae Dornița și prin faptul că s-a încadrat în peisajul, în fenomenul artistic călărășean, în mai multe contexte, atât ca expozant personal, dar și ca artist care a expus în expozițiile de grup de la Călăraș. Lucrările din această expoziție sunt o excepție în creația sa, pentru că pictura pe care o practică este una de factură religioasă, dar cea care a fost obiectul expoziției de la Muzeul Dunării de Jos era una figurativă, era una care punea în discuție, de fapt, structurarea suprafeței vizuale. Corneliu Racu este cel care este un mare iubitor al pastelului și această tehnică încununează, de fapt, o mare parte a operei sale, alături de pictura de șevalet, unde gliurile colorate, de factură modernă, sunt cele care fac gloria viziunii sale, însă pastelul, o tehnică mai puțin practicată, o tehnică pe care trebuie să o stăpânești, este, de fapt, tehnica pe care Corneliu Racu o practică și cu ajutorul căreia, de fapt, își manifestă trăirea sa directă în zona figurativului.
portretele pe care mi le-a prezentat de atâtea ori, care evocă personalități, elevii de ai domniei sale, sunt cele care se caracterizează printr-un desen coerent, care prinde, de fapt, tipologia, interiorul personajului. Staticul, mai ales, este cel care caracterizează aceste lucrări. Mireea Street Popa, în ultimii 2-3 ani, a fost prezentă la expozițiile de la Călăraș, motiv pentru care de fiecare dată a venit cu ceva nou, cu ceva care să îi stârnească și interesul, cu o tematică adesea fantastică, adesea inspirată din real, dar cu mare sensibilitate pentru culoare. Forma la Mireea Street Popa se descrie prin culoare, prin subiectul plastic, care în legătură cu zona aceasta de culori contrastante, dau măsura demersului său și sensibilității în zona, în spațiul acesta al imaginii bidimensionale. Rodica Iacob a evoluat foarte mult în ultimul timp, domnia sa, mai ales în zona portretului, ne-a sensibilizat, lucrează în laviuri de cafea, ceea ce este cu totul ceva special. Însă, în portretele din ultima perioadă, a reușit să surprindă, să intre în caracterul personajelor, să dezvolte de fapt interiorul și sensibilitățile pe care ființa umană le are. Eva Gurgu Munteanu, cine este? Că nu o cunosc. Este o participantă nouă alături de noi. Și îi doresc foarte la lucru și să vină și altă dată, să-i cunoaștem lucrările și să vedem care este de fapt drumul vizual pe care și l-a ales. Alesia Andreea Ștefan este și ea foarte tânără, a fost elevă la școala Nicolae Cuturescu, la școala 5, acum este elevă la liceul Mihai Eminescu. Este o tânără foarte sensibilă, în sensul că iubește literatura, iubește și pictura, este foarte preocupată de studiu și de zonele culturii, însă iată că de data aceasta, la ultimele expoziții, a participat cu lucrări cu pictură de șevalet și este adeptă a formei figurative, nu abstractizează, îi place foarte mult realitatea pe care o vede în orizontul ei apropiat. Clara Stan și Eva Stan sunt elevele lui Victor Grigore. Nici ele nu au nevoie de vreo prezentare amplă, pentru că au avut și o expoziție personală alături de mama lor, Suzana Stan. Și mi-a plăcut întotdeauna că au înțeles și au receptat ceea ce înseamnă spațiul compozițional, au înțeles ceea ce înseamnă structura unui element, mai ales în lucrările în care puneau în plină pagină fructe sau flori, astfel încât, încetul cu încetul, ele au reușit să parcurgă pașii construcției și deconstrucției vizuale, făcând niște lucrări care lasă o impresie plăcută asupra ochiului. Au lucrări foarte frumoase, foarte sensibile și împreună cu mama lor, Suzana Stan, ele chiar în familie dezvoltă această apetență pentru zona frumosului, pentru zona picturii. Maria Mânceanu Bogatu, artist vizual care este specializat în arta sticlei, a practicat an la rând pictura de șevalet, crochiul, studiul de atelier și de fiecare dată ne onorează printr-o participare importantă. Zona aceasta a grafice, a acoarelei, dar și a picturii de șevalet sunt cele care au făcut glorie an mulți activități sale, care ulterior s-au reflectat în arta sticlei. Ați văzut-o pe doamna Maria Mânceanu Bogatu cu o spectaculoasă expoziție personală la Muzeul Municipal Călăraș. Este una dintre artistele care activează în zona sticlei într-un mod spectaculos, în sensul că are niște idei pe care le transpune și din punct de vedere tehnic în mod admirabil. Florian Bulsan, prietenul nostru care ne susține de fiecare dată și care a fost elevul domnului Cornel Uracu, în această expoziție este prezent cu câteva portrete, portrete care nu sunt de neglijat, sunt portrete foarte frumoase, foarte reușite.
Sunt acuarele demne de luat în seamă, în sensul că domnul Făneagul se intră în caracterul personajelor, surprinde musculatura feței, care se așează foarte frumos pe osteologia craniului. Și îmi place mult că aceste figuri sunt realizate în culori puternice, în culori care pun în evidență atât bucuria personajelor, cât și demnitatea, tristețea, privirea demnă a vieții. Este un acuarelist care în zona aceasta a portretului ar avea multe de spus dacă s-ar preocupa în mod constant de acuarelă. Este foarte talentat și de fiecare dată, cu orice apariție, vine cu lucrări asupra cărora ochiul nostru se oprește.